Științele umaniste, științele socio-umane sunt într-un cont de umbră, împinse oarecum de focalizarea noastră excesivă pe științele naturii și pe zona de tehnologie, astfel încât platforma umanistă vine și analizează toate aceste lucruri. Are niște propuneri clare, concrete, și anume este vorba de o susținere mai bună a științelor umaniste. Este vorba de o reconceptualizare a rolului propedeutic pe care științele umaniste îl au și trebuie să-l aibă, adică indiferent de domeniul de specialitate, este foarte important să ai cunoștințe de logică, de teorie argumentării, să știi ce înseamnă etica și morala, spre exemplu, și așa mai departe. Sper să putem genera atât o discuție în spațiul public și spațiul academic, cât și decizii care să vină din partea autorităților în aceste direcții pe care le propunem în platforma umanistă. Imaginați-vă că avem dezvoltări tehnologice care vor duce la dezvoltarea memoriei de lucru, la dezvoltarea atenției, la dezvoltarea inteligenței. Unii oameni o să și le permită, alții nu o să și le permită. Asta va genera dezechilibre, discriminare. Ori dacă gândești dezvoltarea tehnologică în platforma pe care am propus-o, adică cu etică, cu analiza atentă a acceptabilității sociale, practic dezvoltarea tehnologică poate să servească binele public și oamenii să câștige pe scară largă. Acest proces a durat 2 ani. M-am ocupat aproape zi de zi de acest proces. Am început cu o doză de scepticism. Am crezut că în universitate acele facultăți care nu sunt tradițional în zona socio-umanelor nu vor fi foarte interesate în asemenea document și vor crede că, de fapt, este o cerință a celor care vin dinspre umanioare de a primi și ei la masa publică, la masa universității sau la masa sistemului o parte mai mare. Ei bine, foarte multă sinceritate și apăsând sau sublinind cuvintele, vreau să vă spun că am avut surpriză unor dialoguri atât de vii și atât de importante și cu doze de entuziasm la care nu mă așteptam, cu colegi care vin dinspre zona care tradițional nu este zona umanistă. În textul pe care îl veți vedea, mare parte din argumente, din descrieri, din fraze chiar, nu aparțin autorilor care vin din zona umanistă.